Bună ziua, bun găsit, sunt Monica Giurasa, suntem la 1 TV, suntem la 1 pentru toți. Trăim pe o scenă foarte dinamică în ultimele zile, din toate punctele de vedere, și vorbim despre scena numită România. Avem astăzi foarte multe subiecte de discutat, drept pentru care n-aș vrea să o lungesc foarte mult, aș vrea să le discutăm pe fiecare în parte, iar pentru asta, unul pentru toți astăzi este Lucian Heiuș, președintele PNL Hunedoara, deputat din partea PNL Hunedoara. Bună ziua, bun găsit! Bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor celor care ne urmăresc! Bine ați venit pe la noi! Subiectul de foc zilele astea este coronavirusul în România. Avem deja un caz confirmat. Faceți parte din Parlamentul României. Spuneți-ne care sunt măsurile care s-au luat, care este viziunea pe care se merge și planul. Bun, în ultimile zile, Guvernul României a luat foarte multe măsuri pentru a preveni extinderea acestei epidemii, care foarte probabil se va transforma într-o pandemie la nivel mondial. Dar cel mai mare risc sau cea mai mare problemă pe care poate să o aibă acest virus, această boală care, uitați, a ajuns și în România, din păcate, este panica pe care se creează. De fapt, ar trebui să spunem oamenilor că este un virus care produce o boală asemănătoare cu o gripă, cu gripa sezonieră. Nu are un impact foarte mare, cu un grad foarte mare de mortalitate, este undeva în jur de 2%, deci nu este absolut nici cea mai mică problemă pentru marea majoritate a oamenilor. Deci nu o să murim toți. Dumneavoastră, da, faceți așa o exprimare care nu o să murim toți. Ce este bine, în toate cazurile din lume, și vorbim de peste 80.000 de persoane care au fost infectate cu acest virus, care este de fapt un virus nou, asta este toată noutatea, nu este altceva. Niciun copil sub 14 ani nu a decedat. Cum spuneam, undeva pe datele statistice este un nivel de mortalitate de 2%, în general la persoane în vârstă, la persoane care suferă și de alte boli cronice. Nu știu, boli de plămâni, boli cardiovasculare, diabet, foarte un grad avansat de diabet. Deci nu este practic nicio problemă efectivă. Dar și probabil că acest virus vine din China sau acolo s-a manifestat prima dată, că este un virus nou și poate rețelele social media au exagerat foarte mult și s-a creat o ușoară panică și vedem ceea ce se întâmplă prin marile magazine, care este o tendință absurdă de a ne face provizii, de a cumpăra. Este un lucru incredibil, nu credeam că în România se poate ajunge la o asemenea panică, oamenii să meargă să cumpere baxuri de apă. Păi apa la robinet nu se va opri niciodată. Nu poți să ieși din casă, ai apă la robinet, nu toată lumea trebuie să bea apă la ne plastic. Ne spuneați să despre măsurile luate de guvern. Da. În primul și în primul rând s-a pornit o informare profesionistă făcută de către guvernul liberal și poate cu în câteva cuvinte trebuie să spunem și noi niște lucruri. Oamenii trebuie să îndeplinească în primul și în primul rând minimele elemente de igienă. Să te speli pe mâini cât poți de des, dacă strănuți sau dacă este cineva care sunt în jurul tău, să-și pună o batistă la nas, să nu intri în contact cu persoane care vin din state unde este din zonele în care și există zonele epidemie. Unde este epidemie. Dacă ai probleme grave și simți o răceală, cu febră, cu dureri de cap, cu dureri musculare, trebuie să mergi cât de repede la medic, nu trebuie să suni neapărat la 112 să intervină smurdul sau altcineva, trebuie să duci la medicul de familie care să facă un consult și care va decide despre ce fel de tratament trebuie să-l urmezi. Vreau să vă dau niște cifre, pentru ca să lumea să înțeleagă că acest nou virus nu este un virus care să ne creeze mari probleme, chiar dacă ne îmbolnăvim sau dacă suntem infectați cu el. Tratamentul este foarte ușor, revenirea este foarte repede pentru majoritatea oamenilor care au un sistem imunitar normal. Anul acesta, și m-am uitat pe niște date statistice înainte de a veni la dumneavoastră la emisiune, aproape 70 de oameni au murit de gripa sezonieră.
Dar nici aceștia nu au murit din cauza gripei, ci pentru că sufereau de alte boli. Cronice. În general, afecțiuni cronice. Același lucru se întâmplă și cu acest nou virus, coronavirus, cum este numit. N-am niciun dubiu că aceste focare de virus vor apărea peste tot în lume. Și în Europa, doar deja vedeam, de timp. Vedeam în Italia sunt un număr destul de mare, câteva sute, în Franța l-are, Austria are declarat, Slovenia are declarat, a apărut și în România un caz, dar nu este o mare problemă care să ne panicheze. Știu că pentru foarte multe televiziuni este o știre, un breaking news, se vinde foarte bine acest lucru, dar când vorbim despre sănătatea oamenilor, despre reacția oamenilor de teama unei îmbolnăviri, eu cred că nu trebuie să exagerăm mai mult decât este cazul. Trebuie să transmitem corect informația că există un virus care are simptomele efectiv apropiate cu cel unei gripe, dureri de gât, strănut, ți se înfundă nasul. Dacă suferi, știi că suferi și de alte boli, atunci există un risc, trebuie să te duci cât de repede să fii internat în spital, să fii permanentă sub observare medicală, dar nu este un lucru care să creeze o panică. Citeam zilele trecute un studiu făcut de economiștii de la Oxford care estimau că dacă se merge pe această panică care apare și care se dezvoltă, văd că în lume legat de coronavirus, există riscul ca economia mondială să piardă peste 1000 de miliarde de dolari. Ceea ce e foarte mult. Ce este foarte mult și care este mult mai grav decât 10 îmbolnăviri, 100 de îmbolnăviri. Sau 200 de îmbolnăviri. E greu să pui în balanță sănătatea, dar, într-adevăr, pierderea ar fi foarte mare. Imaginați-vă că toate produsele și subansamblele și produse finite care vin din China, deja astăzi există o mare reținere la ele. Foarte multe componente din produse finite care se realizau și în România depind de ceea ce vine din China. Mai există o problemă cu medicamentele care se fabrică în China și care vin din China pentru foarte multe afecțiuni. Și acolo este o problemă în privința importurilor. Cred că sunt niște condiții diferite acum față de o situație normală. Și este normal să existe anumite acțiuni preventive. Trebuie să prevenim, trebuie să fim pregătiți, trebuie să organele statului să reacționeze și reacționează foarte bine, cum vedeți, cum sunt controle la vâni, scanere, dezinfecții, reținerea persoanelor care există suspiciunea că au intrat în contact cu posibile persoane care au fost infectate cu acest virus, dar lumea trebuie să știe și aici trebuie să accentuăm toți că de fapt acest virus este foarte asemănător cu o gripă sezonieră. Nu este nimic ieșit din comun, nu există un grad mare de mortalitate, nu este mai periculos decât orice altă boală. Asta și este. Este o gripă sezonieră, căreia îi spunem COVID-19 în acest moment, pentru că asta este tulpina identificată. Da, poate că ar fi mai bine, atât în media, în social media, cât și în presa, în televiziuni, în presa scrisă, să fim un pic atenți la ce vindem în goana asta după bani, după câștig, pentru că în situația de față putem da naștere unor situații absolut neplăcute și unor panici, mai ales la nivelul persoanelor mai în vârstă, să zicem, care au mult timp și se uită la televizor. Și nu e cazul, nu este ceea ce avem nevoie în România în momentul ăsta. Sigur, și noi politicienii trebuie să fim foarte responsabili și să tratăm cu foarte multă seriozitate tot această problemă, care este o problemă la nivel mondial, care clar a ajuns și în România, o să mai apară și alte cazuri de persoane infectate în România. Este foarte important de știut un lucru pe care l-am studiat și eu în aceste zile, că acest virus, de fapt, el moare când temperatura ajunge la peste 20 de grade. Deci, cu cât ne apropiem de primăvară, de vară, cu atât incidența acestui virus va fi mai mică. Din ce spuneau marți specialiștii când am fost la București și am participat la o ședință pe această temă, pare să că vârful de sarcină ale epidemiei a fost atins și numărul de cazuri cu noi cu apariția acestui îmbolnăviri este din ce în ce mai mic. Deci astfel, el se va restrânge. Haideți să îndemnăm lumea la calm, haideți să îndemnăm lumea la cumpătare și să le spunem că există o linie verde unde oamenii pot
primi informații și pot cere informații, numărul de telefon la care poate fi apelat strict pe problema COVID-19, coronavirus, așa cum mi se mai spune, este 0800 800 358. Așadar, înainte să ne alarmăm, înainte să ne panicăm, haideți să cerem sfatul persoanelor abilitate să ne ajute. Totul este sub control din punct de vedere guvernamental în ceea guvernul, ce privește... Guvernul a luat toate măsurile care puteau să fie luate și care trebuiau să fie luate. S-a discutat și în CSAT, fiind o problemă de siguranță națională. Inclusiv președintele României a dat un mesaj de liniște, de cumva stabilitate și ca oamenii să rămână calmi, pentru că nu este un lucru care să ne panicheze. Eu cred că vom trece și peste această problemă. Cu siguranță. Ați amintit de CSAT. A fost ieri CSAT. Ieri a fost o zi plină pentru președintele României. A fost CSAT, apoi au fost câteva ore de consultări cu partidele politice. Așa cum deja știm, acum două zile premierul desemnat Ludovic Orban și-a depus mandatul de premier desemnat împreună cu toate propunerile de miniștri. Și ieri, după consultări, președintele Iohannis a făcut o nouă desemnare în persoana domnului Florin Câțu. Așadar, Florin Câțu, prim-ministru desemnat. Care este dorința președintelui și a Partidului Național Liberal, cel care l-a susținut în alegerile prezidențiale? Vrem să investim guvernul Câțu sau facem pressing la alegerile anticipate? O temă preferată atât a președintelui cât și a Partidului Național Liberal. Bun, poate că înainte de a intra în aceste amănunte ar trebui să și clarificăm de ce domnul prim-ministru în funcție și președintele partidului Ludovic Orban și-a depus mandatul primit. Pentru un motiv foarte simplu. Au trecut cele 15 zile. La fel cum domnul Câțu are un interval de 15 zile în care trebuie să-și investească formula guvernamentală, programul guvernamental, să treacă miniștrii prin comisiile de specialitate din Parlament și să fie supus la vot. PSD-ul atât a dat termenele de larg și a întins toate aceste proceduri, pentru că s-a ajuns, culminându-se cu luni, că nu s-au prezentat la plenul comun la și nu a fost quorum, marți s-a încheiat cele 15 zile, conform Constituției, domnul Ludovic Orban nu putea să mai aștepte când... S-a pronunțat și curtea între timp pe desemnarea domnului Orban. Este o pronunțare a curții ușor hilară, da. Este Curtea Constituțională și trebuie să o respectăm așa cum este ea astăzi. Și atunci domnul Orban nu a avut altă soluție decât să predeie mandatul primit. Domnul președinte Iohannis a avut întâlniri cu partidele politice și l-au desemnat pe domnul Florin Câțu ca și prim-ministru desemnat, urmând ca domnul Câțu, într-o perioadă foarte scurtă, să-și caute o majoritate, să-și facă o echipă guvernamentală și un program de guvernare, să vină cu el în Parlament. Niciodată noi nu ne-am dorit ca un guvern liberal să cadă, să nu fie investit. Dar în momentul în care am vrut și am mers cu o lege care prevedea alegerea primarilor în două tururi și PSD-ul nici măcar nu a clipit, a depus moțiune de cenzură, s-au strâns în jurul PSD-ului o majoritate în Parlament care fug ca disperații, ca primarii să nu fie aleși în două tururi, ne-am pus foarte serios întrebarea dacă nu este mai bine să se întâmple alegeri anticipate, pentru că cu acest parlament, care este un parlament irresponsabil, nu poți să mergi mai departe. Românii, în proporție de peste 80%, își doreau alegerea primarilor în două tururi. Niște parlamentari, niște senatori nu vor să asculte și nu vor să accepte ceea ce își doresc românii. De ce nu vrea PSD-ul alegeri în două tururi și se pare că nu vrea nici alegeri anticipate? Bun, este efectiv o poziționare strict politicianistă a lor. Toată lumea știe și vedem toate sondajele de opinie, PSD-ul este într-o cădere liberă, a pierdut încrederea populației prin mari greșeli și prin deciziile eronate pe care le-au luat în acești 3 ani în care au fost cumva la guvernare. Și atunci se întâmplă un lucru foarte clar. Nu vor să mergem noi parlamentarii din nou în fața oamenilor și românii să decidă ce partid să conducă pentru 4 ani de zile România, nu-și doresc alegeri anticipate pentru că foarte mulți primari PSD au dezamăgit
Și există, din punctul lor de vedere, riscul că atunci când primarul este ales, așa cum este normal în democrație, cu 50% plus 1 din voturi, o bună parte din primarii acestui partid să nu mai fie reconfirmați pentru un nou mandat. Este o spaimă, din punctul meu de vedere, anormală. Și în Partidul Social Democrat, și eu cunosc în județul Hunedoara primari PSD foarte buni, care iau constant 60%, 55%, 62% din preferințele oamenilor, deci care și-ar câștiga mandatul fără nicio problemă. Dar întrebarea pe care vă pun dumneavoastră și o pun celor care ne ascultă și ne urmăresc, nu este normal ca un primar să fie ales cu 50%, cu jumătate din voturilor oamenilor din localitatea respectivă? Asta însemnând două tururi. Da, de ce? Sau un tur, dacă primarul în funcție sau un om care candidează pentru că funcția de primar poate să obține 50% din primul tur. Dar dacă nu obține, primii doi, cei mai bine clasați, intră în turul 2 și unul dintre ei va avea majoritatea sufragelor locuitori din acea localitate. Este un principiu al democrației. Jumătate plus unul din voturi. Da. Ați pomenit normal mai devreme de sondaje. Într-adevăr, și vreau să mă refer la barometru Europa FM, este cel către care ne uităm cu toții. Ultimul, din ianuarie, arăta o creștere de 6% pentru PNL. În noiembrie era undeva la 39%, iar în ianuarie PNL-ul ajunsese în sondaj la 45%. Cât de realistă este această cifră? Aceste sondaje, care nu sunt comandate de către partidele politice și care sunt realizate de instituții cu o mare experiență în sondarea opiniei publice, au un grad de probabilitate foarte mare. În cazul acesta, noi să vorbiți de un sondaj, cred că făcut de IMAS. Da, știu că IMAS-ul lucrează cu Europa FM. IMAS-ul este cel mai vechi institut de sondare a opiniei publice din România și care a dat la fiecare tură de alegeri cele mai apropiate rezultate pe exipurile pe care le-au făcut. Da, este o realitate. Astăzi Partidul Național Liberal se apropie de 50% în preferințele românilor. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că în 3 luni de guvernare liberală am reușit să rezolvăm foarte, foarte multe probleme care au fost lăsate de către guvernul PSD. Nu s-a întâmplat nimic din ceea ce au încercat să creeze panică PSD-ul, că vin liberali și taie pensiile, taie salarii, nu se mai dau la timp, se introduc impozite noi. Toate nenorocirile care puteau să întâmple erau puse în spatele guvernului liberal. Nu s-a întâmplat nimic, am redus supraacciza la carburanți, prețul carburanților a scăzut, n-a mai fost o creștere exorbitantă a prețurilor, am eliminat acea aberație fiscală de impozitare a muncii part-time, lucrai 2 ore, 4 ore, tu plăteai impozit ca și când lucrai 8 ore. Da. Am rezolvat multe probleme care erau spinoase în domeniul justiției, am eliminat acele taxe suplimentare care au fost introduse prin ordonanță 114, respectiv 2%, 3% pentru companiile de telecomunicații, pentru companiile din energie. Lucrurile mergeau bine. Românii au avut încredere în noi și atunci noi am venit în întâmpinarea românilor și cu această lege pe care ne-am asumat răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi. PSD-ul a depus moțiune de cenzură, guvernul a căzut. Au fost voci. Dar trebuie să știți, guvernul Ludovic Orban este cel care gestionează România și astăzi. Este guvernul în funcție cu niște atribuții limitate. Ce înseamnă atribuții limitate? Nu mai e voie să dai ordonanțe de urgență. În rest, o asiguri tot ceea ce înseamnă buna guvernare și astăzi este prima dată în istoria României când statul român s-a împrumutat cu dobânzi negative. Negative. Deci, haideți să explicăm ce înseamnă deci asta, dacă finanțist. Am luat astăzi un împrumut, dau un exemplu, nu asta este suma, de 1000 de euro, peste câțiva ani când trebuie să dăm împrumutul înapoi, vom da numai 900 de euro. Am înțeles. Deci vom da mai puțin bani înapoi decât am împrumutat astăzi. Asta este un semn de însănătoșire. Exact, este un semn nu de însănătoșire, ci este un semn că organismele financiare internaționale recunosc că România în sfârșit a intrat pe un drum normal. Că finanțele României sunt gestionate corect și România are un rating stabil de țară, ca să folosim un termen specific. Au fost voci specific pe scena politică, voci ale colegilor dumneavoastră de parlament, însă
peți parlamentari ai USR, care au spus că PNL-ul nu a făcut tot ceea ce i-a stat în putință pentru declanșarea alegerilor anticipate și pentru primarii în două tururi. În acest moment, teoretic, mai este timp pentru alegeri anticipate, conform calendarului legal care trebuie urmat? Bun, acum, colegii de la USR, ce să spună și ei săraci? Spun și ei noi, ce mai pot să spună, pentru că ei au făcut o mare greșeală, au refuzat să vină alături de noi la guvernare. Când noi ne-am dorit... I-ați invitat să vină la guvernare? Bineînțeles, bineînțeles, când am dorit să facem un guvern de dreapta, cei colegii din USR ne-au dat votul în Parlament, dar au refuzat să intre la guvernare și de atunci au devenit așa atunci foarte critici. Atunci când nu era mandatul lor să scoată România din criză. Exact, ați rețineți foarte bine. Și au devenit foarte critici la adresa noastră. Nu puteai să faci altceva pentru alegerea primarilor în două tururi decât o lege pe care să-ți asumi răspunderea. Dacă dădeai ordonanță de urgență, ordonanța de urgență intra în Parlament, în 7 zile era respinsă de către Parlament. Asta este procedura standard. S-a văzut că multe ordonanțe care au fost trântite, aprobate da. De către guvernul Orban, în Senat, urmează și în Cameră, foarte probabil că ele să fie respinse. Dacă nu se depunea acea moțiune de cenzură și nu pica guvernul, legea era considerată aprobată, primarii erau și în două tururi. Au fost voci care spuneau că totuși guvernul trebuia să demisioneze dacă voia să declanșeze alegerile anticipate și n-are să nu permită introducerea moțiunei de cenzură. Să nu-și asume răspunderea. Știți cum e? Și în politică, ca și în fotbal, sunt foarte mulți care își dau cu părerea, dar puțin care intră pe terenul de joc. Înțeleg. Când îți dai demisia ca și guvern, cine gestionează țara. Aici nu s-a pus problema. Ți-ai asumat răspunderea pe un proiect de lege în care tu ai crezut și care ai vrut ca efectiv să reglementeze corect o problemă. Primarii să fie aleși în două tururi. Moțiune de cenzură, guvernul a căzut. Au venit ca o consecință a acestei căderi a guvernului ipoteza că ar trebui să facem alegeri anticipate. Ca să fie alegeri anticipate, două guverne succesive în termen de 60 de zile trebuie să fie respinse de Parlament. PSD-ul, vedeți, nici măcar n-au avut curajul să respingă se guvernul. Consideră asta o respingere constituțională? Îmi este greu să vă spun. Unii avocați și specialiști în drept constituțional spun că da, alții spun că nu. Este un lucru la care n-aș vrea probabil să intru, că nu vă pot da un final. Răspuns foarte corect. Consecința modului în care PSD-ul se comportă în Parlament ar fi fost normal să fie alegerile anticipate. Guvernul Florin Câțu este un guvern care se duce să obțină un vot de investitură și guvernul Orban 2, să-l numim, la fel putea să obțină un vot de investitură. Nu oprea pe nimeni, pe PSD, pe Pro-România, pe UDMR să vină să voteze acest guvern. Au preferat să nu vină în Parlament, care din punctul meu de vedere este mult mai grav decât de a veni și a vota pentru sau împotrivă. Sunt foarte curios ce se va întâmpla de data asta cu noul guvern liberal format în jurul domnului Florin Câțu, care bănuiesc în zilele următoare, astăzi, probabil mâine, va avea consultări cu partide parlamentare să încerce să încheie o majoritate. Matematic se poate face asta? Într-un parlament, orice se poate întâmpla în condițiile în care există forțe politice responsabile care fie să accepte susținerea, dar susținerea reală a unui guvern, nu să spui, da, te votez, dar a doua zi devin cumva criticul tău. Și trec în opoziție. Și trec în opoziție. Sau respingerea a două guverne și atunci mergem la alegeri anticipate, dar în tot acest timp țara este guvernată de către guvernul Ludovic Orban. Înțeleg. Bun, așteptăm să vedem cum merg negocierile pentru formarea unei majorități. Înțeleg că despre asta e vorba în zilele care urmează. Ieri la consultările cu președintele României, cu domnul Klaus Iohannis, Partidul Național Liberal s-a dus cu propunerea Florin Câțu, Alianța USR Plus s-a dus cu Dacian Cioloș, Pro-România, domnul Victor Ponta, înțeleg că s-a autopropus, iar unde voiam să ajung? Partidul Social Democrat nu a avut nicio propunere de premier. Când ai o majoritate largă, așa cum spun ei că o au și au reușit să demonstreze asta la moțiunea de cenzură, nu e firesc să te duci cu o propunere de premier? Pentru că asta spune Constituția. Președintele numește premierul dintr-o majoritate
largă formată în Parlament. Vedeți, PSD-ul nu-și dorește nici să guverneze, nu-și dorește nici să-și depună mandatele și să vină în fața oamenilor pentru nou. Pentru ce vrea PSD-ul? Cred că nici ei nu știu astăzi. E clar că ei sunt într-o logică a unei lupte interne pentru putere, existând un președinte interimar și urmând să aibă loc un congres, care nici nu mai știm dacă are loc, nu are loc, s-a mai amânat, ce se întâmplă, pentru că încă tabele din PSD pare că nu și-au trasat foarte bine teritoriile, dar lupta internă între ei continuă pentru a stabili cine va prelua și va conduce partidul și interesează foarte, foarte puțin, din păcate, soarta românilor. Suntem în pragul unei epidemii, a unui virus care este o răceală, dar care a creat o panică în rândul oamenilor. România a intrat pe un drum economic normal și o consecință este acest împrumut cu dobândă negativă, primim bani și dăm mai puțin înapoi, lucrurile mergeau într-o direcție bună. De ce să nu strice PSD-ul ceva? Și uitați că reușesc, pentru că au fost votați în 2016 de o mare majoritate a românilor. Ei sunt în Parlament acolo, sunt conștienți că dacă mâine ar fi alegeri, probabil că jumătate din actualii senatori și deputați PSD nu și-ar mai recâștiga mandatul și atunci se țin în disperare agățați pe scaune. Nu este o mare filozofie ceea ce vor ei. Doar o lăcomie ca încă 4 sau 5 luni de zile să mai fie acolo aleși în Parlament, pentru că știu că n-o să mai primească un nou mandat din partea românilor, fără să-și pună problema că dacă sunt oameni politici responsabili, câteodată trebuie să faci și sacrificii. Care e problema că stai 4 ani în opoziție? Care e problema că poate nu mai ești ales 4 ani parlamentar? Ați trecut și prin asta, prin opoziție. Deci, pentru Partidul Național Liberal, acești 3 ani de opoziție nici n-au fost răi. Am reușit să ne reașezăm structurile, să ne regândim poziționarea, să venim cu oameni noi, să pregătim noi generații de politicieni și care... Vedeți, rezultatele sunt. Europarlamentarele au fost câștigate de Partidul Național Liberal, când nu dădea nimeni nicio șansă. Primul tur și al doilea tur zdrobitor de către domnul Klaus Iohannis, care a fost susținut pe față și a fost președintele Partidului Național Liberal și a câștigat un nou mandat de președinte a României. Vin alegerile locale, unde am credința că vom câștiga din nou alegerile, și la alegerile parlamentare PSD-ul speră, vezi, Doamne, că ne vom eroda, că știți discuțiile care sunt. Cred că nu se va întâmpla acest lucru. Vedem pentru că ce chiar, va fi. Adică, chiar suntem foarte, foarte atenți și chiar gândim proiecte și programe și ne comportăm așa cum ar trebui sau cum ar fi trebuit să comporte și PSD-ul când a fost la guvernare. Să fim alături de oameni, aproape de dorințele lor și să rezolvăm marile probleme ale românilor. De când am început emisiunea, ați fost deputat în Parlamentul României. Aș vrea de aici încolo să fiți președintele Partidului Național Liberal și deputat de Hunedoara. Sunt toate trei în același timp. Bun. Din motivul ăsta o să mă adresez de aici încolo, domnule președinte al PNL Hunedoara. Există pe surse informația că o parte din colegii, foștii colegi ai dumneavoastră, vor fi viitori colegi ai dumneavoastră din ALDE. Deocamdată a fost pe surse. Nu este pe surse, este un lucru cert de data aceasta și pot să vi-l confirm. O platformă liberală din ALDE, la nivel național, format din mai mulți deputați și senatori și care nu au fost de acord cu decizia domnului Călin Popescu-Tăriceanu de a duce ALDE-le înapoi în brațele PSD-ului, s-au hotărât, au venit, au negociat cu conducerea centrală a Partidului Național Liberal și practic s-au întors de unde au plecat la un moment dat. S-au întors Partidul Național Liberal. Lucru care s-a întâmplat și cu deputatul de Hunedoara, Marius Surgent, care... Cum pot spune astăzi, este deja membru al Partidului Național Liberal. Nu trebuie să uităm, a fost viceprimar al DEVE din partea Partidului Național Liberal, a fost secretar general al Partidului Național Liberal din filiala Hunedoara, practic un vechi liberal și un vechi coleg și prieten de-al meu. Aseară am avut o întâlnire cu domnul Surgent și cu o mare, mare majoritate din conducerea biroului județean al ALDE Hunedoara, unde eu le-am transmis mesajul liberalilor hunedoreni că ușile noastre sunt deschise pentru fiecare dintre ei. Îi așteptăm
în organizațiile locale, acolo de unde ei domiciliază, ca să vină să se înscrie, o bună parte să revină alături de noi, o bună alții care nu au fost membri PNL să devină membri PNL, dar această decizie este o decizie personală a fiecăruia și fiecare o face în funcție de conștiința lui, de orientarea lui politică, de dorințele lui viitoare, dar eu m-aș bucura ca cât mai mulți membrii ALDE care gândesc, care simt liberal, care sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în administrația județului Hunedoara în acești aproape 4 ani de zile, să vină alături de noi pentru a ne pregăti și a fi umăr lângă umăr în lupta care va începe pentru recâștigarea de către liberali a președinției Consiliului Județean Hunedoara. Am două întrebări pe tema asta. Prima întrebare, cum se împacă colegialitatea asta a dumneavoastră cu vechii liberali și noi membri PNL, în condițiile în care, l-ați amintit pe Marius Urgent, este unul din parlamentarii care a votat alături de PSD modificarea legilor justiției. O mare problemă care a generat inclusiv mișcări sociale în România. Bun. Este o întrebare pe care dumneavoastră mi-ați pus-o direct. Da, Marius Urgent a fost un deputat. ALDE a votat așa cum a stabilit și a respectat disciplina de partid. Când ALDE a intrat într-o alianță cu PSD-ul, a fost în schimb unul din vocile din interiorul ALDE care a atras de multe ori atenția că nu este în regulă această susținere practic maximă și fără nicio necondiționată pe care o dădea ALDE la nivel central pentru toate deciziile greșite pe care le făcea Partidul Social Democrat. A fost unul din primii deputați care au votat alături de noi căderea guvernului Dăncilă, unul dintre cel mai slab guvern care a fost la putere în România, cred că în toți anii de când există democrație în această țară. Este un liberal autentic care, sincer să fiu, eu mă bucur că se întoarce în Partidul Național Liberal. Este un om care are încă multe lucruri de spus în politica din Hunedoara. Mulți colegi care se vor întoarce Partidul Național Liberal au plecat din acest partid la un moment dat din diverse motive. Fiecare caz este un caz particular. Dar nu trebuie să rămânem niciodată închistat în vechi orgolii, în vechi nemulțumiri ale unora sau altora. Este foarte important să ne adunăm toți cei care gândim și simțim liberal în acest județ, pentru că lupta noastră a fost, este și va fi în continuu cu Partidul Social Democrat. Și spun luptă, este o luptă a ideilor, a principiilor, a modul în care noi gândim administrația publică, noi, în modul în care noi ne gândim și ne dorim dezvoltarea județului Hunedoara. În cealaltă parte este un alt mod de a gândi, din punctul meu de vedere total depășit, foarte individualist, direcționat doar spre interese personale, spre interese mici de grup și nu spre a rezolva problemele județului Hunedoara, iar rezultatele unui asemenea mod de a conduce județul se văd astăzi. Spuneați mai devreme că ați transmis mesajul că ușa Partidului Național Liberal este deschisă și altor membri ALDE. De curând am citit o știre că domnul Moloț este proaspăt reînscris în ALDE. Este ușa Partidului Național Liberal deschisă și pentru domnul Moloț și alți oameni care deja plecaseră din ALDE? Știrea cred că este un pic eronată. Eu știu că domnul Moloț a fost tot timpul membru ALDE de când a plecat din Partidul Național Liberal. Era vicepreședinte la nivel național al acestui partid. Nu știu să-și fi dat vreodată demisia din ALDE. Dumnealui a pornit pe un alt drum. Am înțeles că a fost și numit deja președinte interimar al lui ALDE. Deci, decizia fiecăruia este una personală. Eu încă o dată fac un apel și îmi doresc ca cât mai mulți liberali autentici care astăzi fac parte din ALDE să vină alături de noi. Avem nevoie de ei, ei au nevoie de noi și împreună putem să facem un partid mai puternic decât suntem astăzi pentru a fi pregătiți să câștigăm viitoarele alegeri. Nu mă interesează să vină nimeni în Partidul Național Liberal pentru funcții, pentru posturi sau pentru altceva. Fiecare membru PNL își găsește locul
și poziția în funcție de atașamentul la Partidul Național Liberal, de pregătirea lui profesională, de valoarea pe care o are, fie administrativă, fie politică. Principiul meritocrației. Care funcționează foarte bine în ultimii ani în Partidul Național Liberal. Bun, ați vorbit despre alegerile locale, către care sunt ațintiți toți ochii. Vom avea alegeri locale și în județul Hunedoara. De 4 ani, județul Hunedoara este condus de Partidul Social Democrat. Iar în acești 4 ani, conform unei statistici Wall Street, făcută de cei de care au pagina Wall Street, Hunedoara este penultimul cel mai sărac județ din țară în privința câștigurilor salariale prognozate. Și dacă mă pot ajuta colegii din regie, avem inclusiv o imagine cu acest lucru. Nu este foarte clară, motiv pentru care am să vă citesc care este salariul prognozat pentru acest an în județul Hunedoara. 2554 de lei. Așa cum spuneam, doar Teleorman nu ne mai depășește în sens negativ. Care este concluzia dumneavoastră după 4 ani de PSD în județ? Înspre ce se îndreaptă județul Hunedoara? Sincer să fiu, nu știam de această statistică, dar ea reflectă foarte bine situația după 4 ani de guvernare locală a PSD-ului. Undeva în 2016 știu că eram unul din județele fruntașe în atragerea fondurilor europene, eram cred că primul din regiunea de vest, era un județ cu o perspectivă de dezvoltare foarte bună, da? Iar acum constat cu tristețe, din statistică pe care mi-ați arătat-o dumneavoastră, că hunedorenii o duc nu prost, foarte, foarte greu. Chiar să ajungi pe penultimul loc pe țară ca și venituri medii pe cap de locuitor în județul Hunedoara este ceva foarte grav. Putem să o privim și invers. Lucru... Suntem pe locul 2 de la coadă. Da, și Telormanul stă mai rău decât noi. Am ajuns, știți că ani de zile spuneam, domnule, numai Bulgaria stă mai rău decât România sau Albania stă mai rău decât România sau ceva de genul ăsta. Nu, este o situație foarte gravă și o să mă uit foarte atent la aceste date pe care le-ați prezentat dumneavoastră și sunt o reflectare a involuției economice care a avut loc în acești 4 ani în care PSD-ul a condus județul Hunedoara. Este foarte grav că se întâmplă acest lucru și este încă un motiv ca noi să fim mult mai determinați, să fim cât mai aproape de oameni și să le explicăm de ce trebuie ca Partidul Național Liberal următorii 4 ani să conducă județul Hunedoara și să recuperăm toate aceste decalaje. Este chiar dureros că am ajuns la un asemenea venit pe cap de locuitor în județul Hunedoara și sunt curios, dacă bine mi-aduc aminte, cred că unul din sloganul electoral al PSD-ului în 2016 a fost să dezvoltăm județul sau să trăim mai bine în județul Hunedoara, ceva de genul ăsta. Am văzut ei au reușit cum a mers. Să o duce mai rău. Am văzut cum a mers dezvoltarea județului în reportajul celor de la România Te Iubesc. Am văzut cum se recepționează lucrări neefectuate, efectuate parțial și se și plătesc acele lucrări. Am văzut cum arată drumurile județene și am mai văzut un lucru care recunosc, nu-l cunoșteam și care pe mine m-a uimit. Felul în care se prevăd aceste lucruri în hotărârile de consiliu. Adică, în momentul în care vrei să reabilitezi un drum, într-o hotărâre de consiliu, nimeni nu specifică ce drum vrei să reabilitezi, ce tronson, câți kilometri, ci se cer niște sume. La ce preț? Se cer niște cantități. Cantitățile de materiale folosite, bunul Dumnezeu știe. Așa s-a guvernat, așa s-a administrat județul, nu o spunem noi, au spus-o alții, noi doar o comentăm pentru că suntem la acest capitol. Da, poate pentru dumneavoastră a fost așa o surpriză ceea ce au reflectat colegii dumneavoastră, ziariști de la România Te Iubesc și au văzut, cred că majoritatea locuitorilor județului Hunedoara, modul în care se administrează, se conduce și mai grav este un lucru pe care nu știu dacă l-ați sesizat, modul în care sunt tratați funcționarii care lucrează în Consiliul Județean.
cu urlete, cu presiuni permanente, cu oameni care leșină în ședințe, cu jigniri aduse de către cei care asigură conducerea județului Hunedoara, lucru, din punctul meu de vedere, inacceptabil, pentru că aici vorbim de respectul pe care trebuie să-l avem noi ca oameni între noi. Indiferent de poziția pe care o ai tu la un moment dat, față de altul, nu poți să te comporți în asemenea fel. Restul este o atitudine golănească, infracțională, și aștept și eu, cel puțin ca urmare a acestor reportaje, Curtea de Conturi, alte organe abilitate să vină și să verifice într-adevăr modul în care au fost realizate. Fie că vorbim de reparații de drumul județene, fie că vorbim de de investiții sau altceva ce s-a făcut în Consiliul Județean. Ce este mai grav este, în schimb, altceva sau la fel de grav, că în acești 4 ani de zile au fost 0 fonduri europene atrase. Proiecte care s-au pornit și au încercat să fac licitații sunt cele care au fost pregătite de vechea conducere liberală a Consiliului Județean. Din păcate, PSD-ul când va pleca, și va pleca, vă garantez acest lucru, de la conducerea Consiliului Județean, nu lasă nimic în urma lor, decât mari probleme, decât un județ slab dezvoltat, un județ în care salariul minim am ajuns în penultimul loc pe țară, după cum bine ați arătat dumneavoastră, n-au lăsat și n-au pregătit proiecte pentru viitor, pentru dezvoltare și, din păcate, s-ar putea să lase multe fraude care s-au făcut cu banii oamenilor în acest județ. Știți cum e cu Curtea de Conturi? Poate dumneavoastră vă puneți mari speranțe în ei. Curtea de Conturi a mai constatat și pe la alte case probleme. Nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat ceva palpabil, să se fi recuperat prejudicii sau cineva să fi plătit cu funcția sau, în anumite cazuri, cu libertatea. Nu, eu am mare încredere în instituțiile statului, probabil și ca un om care am lucrat mulți ani într-o instituție foarte puternică a statului român. Eu cred că în România există deja organisme statale care vin oameni profesioniști, oameni cinstiți, oameni curajoși, care nu se sperie de urletele unui administrator sau unui președinte și care constată nereguli, le consemnează și iau măsurile legale care trebuie să fie luate și sunt convins că acest lucru se va întâmpla. Ca om politic, răspunzi în fața oamenilor prin votul pe care ți-l dau sau nu ți-l dau. Dar în același timp trebuie să răspunzi și pecuniar atunci când faptele pe care tu le faci duc la grave prejudicii materializate prin sentințe definitive și care sunt stabilite sume poate chiar mari de bani care trebuie să fie recuperate și sunt convins, din păcate, și spun din păcate, că câteva persoane din cei care au condus județul în acești 3 ani de zile o să aibă un destin destul de tragic în anii care vor urma. Pentru că vor avea de plătit ceea ce au făcut și modul în care au înțeles să gestioneze de multe ori în interes personal banul public. Vorbiți de prejudicii. Un prejudiciu care mie îmi tot răsună așa în minte este cel de peste 1 miliard, mai exact 1,2 miliarde de lei datorii la stat, care în momentul ăsta este contabilizat de Complexul Energetic Hunedoara, este castana fierbinte a guvernului PNL. Cine a lăsat moștenirea asta? Care sunt vinovații, în opinia dumneavoastră? Mai corect spus, săptămâna trecută s-a finalizat și a avut loc adunarea generală a creditorilor, Complexul Energetic Hunedoara fiind în insolvență, iar suma totală care o datorează către diversi creditori, Complexul Energetic, este, mai corect spus, de 1,4 miliarde de euro. O sumă fabuloasă pentru care, din păcate, încă nimeni nu este tras la răspundere. Eu de ani de zile tot spun că directorii care au condus acest complex energetic în acești ani și care au acumulat aceste datorii și care își au luat salariile lună de lună, dar care au avut un act managerial defectuos, din păcate nimeni nu se dreaptă împotriva lor. Procedura insolvenței fiind începută, în mod normal, la finalizarea ei, dacă
sumele de bani care se vor recupera nu sunt îndestulătoare pentru a plăti toți creditorii, și eu spun că este o sumă care este imposibil de acoperit, discutând de 1,4 miliarde de euro. Se discută deja normal, despre ștergerea datoriilor. În mod normal, nu. Putem discuta, nu se pune problema de ștergerea datoriilor. În mod normal, administratorul judiciar, lichidatorul, dacă se va ajunge în faza de faliment, la finalul procedurii ar trebui să facă o atragere a răspunderii solidare împotriva celor care au gestionat, și ce mă refer la membrii Consiliului de Administrație, la directorul executiv, și care cu rea credință, prin incompetență, credeți au dus la acest lucru. La asta? Eu vă spun ceea ce prevede legea și eu sunt un om care cred foarte mult în respectarea legii. Credeți-mă, nu putem să ne facem bine niciodată ca nație decât dacă vom respecta legea. Și legea trebuie să fie egală pentru toți, indiferent cine ești, indiferent cum te cheamă, indiferent ce poziție socială ai. Legea trebuie să fie una singură, iar cel care a încălcat-o să plătească. Rămânem în Valea Jiului. Aș fi vrut să vă întreb care este planul guvernului liberal pentru complexul energetic, dar acolo înțeleg că este un administrator judiciar care face planul și un administrator special, așa că poate într-o emisiune o să invităm să ne spună despre ceva. E o problemă socială la nivelul județului. E o problemă care ar trebui să ne preocupe mai mult pe toți. Dar începuseți să ziceți, există un plan de salvare în acest moment? Sub forma actuală, nu. În schimb, există o lege, o ordonanță urgentă, care permite să se efectueze darea în plată a anumitor părți din complexul energetic și se vor șterge, cum spuneați dumneavoastră, se vor anula anumite datorii către, în special către bugetul de stat. Darea în plată însemnând ce? Haideți să preluarea, spun și... Preluarea în domeniul public al statului a unor active viabile din cadrul complexului, care vor fi evaluate, care vor avea o valoare și care vor șterge o anumită număr de creanțe din total datorii pe care le are complexul energetic. Ele vor fi preluate de către Ministerul Economiei și, conform legii, Ministerul Economiei are posibilitatea să le deie în folosință. Și vă dau un exemplu, discutăm că suntem în Deva de către termocentrala de la Mintia, unde municipiul Deva, prin vocea primarului Florin Oancea, a și declarat că este interesat să preieie acest obiectiv da, industrial avut, invita și, și să încerce cu să găsească soluții pentru ca oamenii care lucrează aici să-și păstreze locul de muncă și pentru ca Deva să primească în continuare energie termică și apă caldă de la termocentrala Mintia. Chiar și anul acesta s-au făcut niște eforturi extraordinare pentru a se asigura pe perioada financiare iernii foarte mari, da, căldura și apa caldă pentru locuitorii municipiului Deva. Cred că este o soluție preluarea termocentrale Mintia de către municipalitatea Deva, pentru că este cel mai mare interes ca această termocentrală să funcționeze mai departe și să asigure agentul în termic locuitorului. În cât timp credeți că am putea discuta despre o clarificare a situației? Spre toamnă. Undeva în jur de 6-7 luni de zile este nevoie pentru efectuarea evaluărilor tuturor bunurilor din complexul energetic. Cine face evaluarea asta? Administratorul judiciar va desemna o firmă cu care va colabora. Sunt niște experți care sunt membri ANEVAR, este asociația lor a evaluatorilor la nivel național, care vor face această evaluare. În paralel, discuțiile pe care le avem cu administratorul judiciar și cu administratorul special și care mie mi se par soluția dumnealor este corectă, ca o comisie formată din specialiști din Ministerul Economiei să vină și să identifice împreună cu conducerea executivă a complexului ce bunuri vor fi date în plată, pentru că ele intră în domeniul public al statului, iar cine își imaginează că odată trecute în domeniul public al statului va începe să le vândă, să le taie la fier vechi, să înșală, pentru că intră în domeniul public al statului, nu te mai poți atinge de ele. Pentru că au fost ani în care își treceau dintr-o parte în alta, jumătate le vindeau ca fier vechi, mai luau bani să mai facă ceva. Prin această trecere, prin această dare în plată, aceste mijloace fixe și mobile intră în domeniul public, și accentuez pentru cei care
nu sunt obișnuiți cu această terminologie, al statului, nu te mai poți atinge de ele decât să le folosești în interesul obținerii. Să știți că nu numai dumneavoastră aveți o memorie foarte bună și eu am o memorie foarte bună. Am să vă chem în toamnă și am să vă aduc aminte de discuția pe care am avut-o astăzi. Nu mai avem foarte mult timp. Mi-ar fi plăcut să discut cu dumneavoastră și despre turism și investițiile, mai degrabă lipsa investițiilor din turism, dar promit că o să o fac într-o altă emisiune. Aș vrea însă să-mi spuneți acum pe ultima sută, veți face parte din guvernul Florin Câțu sau nu? Da, eu știu, este o întrebare care mi-a spus-o și când am venit înainte la emisiune. Păi n-ați vrut să-mi răspundeți în afara camerelor, acum trebuie să-mi răspundeți, că ne vede lumea. Bun, acum pentru orice liberal este onoare să fii nominalizat ca ministru într-un guvern liberal, cum sunt eu de data aceasta, dar această decizie este exclusivă a primului ministru desemnat, a domnului Florin Câțu și a conducerii centrale a partidului. Înțeleg asta, astăzi, dar aveți? Astăzi nu vă pot nici confirma, nici infirma acest lucru. Zilele următoare se va stabili echipa guvernamentală și o să vedem la momentul oportun cine va face parte din ea. Suntem câțiva colegi care activăm pe partea aceasta fiscal-financiară și care oricare dintre noi va fi numit în funcția de ministru de finanțe, va fi un câștig pentru echipa guvernamentală și pentru România în viitor. Eu vă mulțumesc, vă doresc succes, vă doresc să faceți parte din guvern și după aia totuși să mai aveți timp să veniți la noi la emisiune. O să vreau să discut cu dumneavoastră în viitor despre oferta pe care Partidul Național Liberal o are pentru județul Hunedoara, pentru că asta ne doare. La nivel de țară jocurile se fac în altă parte, dar aici cred că aveți o influență. Aveți un cuvânt greu de spus în acest moment. Am o răspundere. Aveți și o răspundere, așa este. Hunedoara este un județ greu, a fost întotdeauna un județ cu probleme de tot felul, în principiu sociale. Vă doresc succes și la alegeri, dar până atunci ne mai vedem. Cu siguranță. Am terminat pentru astăzi. Vă aștept și luni tot de la ora 17. Până atunci, toate bune!